Avem și MTO. Poftiți? MTO, avem și MTO care mai înseamnă vreo 6 miliarde. 5 la 6 miliarde. O să lucrăm la toate. Da, dați-mi sursele că asta, povestea asta cu buna colectare. Premierul și ministrul de finanțe n-au avut prea multe argumente la consultările de la Cotroceni pe marginea proiectului de lege care va reduce CASE-ul cu 5%. Avem de acoperit MTO-ul și deficitul ăsta. Amândouă la un loc înseamnă vreo 6 plus 5, 11 miliarde. Din ce? Domnule președinte, în primul rând, măsura aceasta este o măsură extraordinar de bună și pentru mediul de afaceri, dar și pentru angajatori. O susțin din tot sufletul. Doamnă, dați-mi și mie studiul care spuneți că s-a făcut. Lucrurile. Da, vă dăm tot ce aveți. Băi, oameni, bă. Discutăm ca între oameni care știu despre ce vorbesc sau... Deci să știți că 11 miliarde nu se creează din nimic. Și aș vrea, Ioan, că avem o discuție, mai ales aflând că vine și doamna ministru, însă că avem o discuție pe cifre, pe o analiză făcută. Astea sunt argumente ce mi-aduceți dumneavoastră, argumente pe care le aduce orice parlamentar care nu știe despre ce e vorba. Arătați-mi din ce se compune structura de venituri suplimentare care să vă acopere MTO-ul și deficitul suplimentar creat la fondul de pensii. În momentul în care vom elabora bugetul pe 2015, sursele vor fi foarte clare. Doamnă, dar eu trebuie să o promulg acum. Pentru că și eu aș vrea să o promulg. Și eu aș vrea să o promulg, dar vreau să o promulg credibil. Șeful statului a atras atenția că executivul s-a grăbit cu această măsură. Și nu-i vina Parlamentului, că Parlamentul a fost pur și simplu păcălit. S-a spus că va crește colectarea. Domnule președinte, Parlamentul, o parte a Parlamentului a cerut intrarea în vigoare la 1 iulie. Bun, dar Parlamentul adică nu are responsabilitatea cifrelor. El ia decizii politice. Dați-mi argumente să o promulg. Altele decât lozinci. Altele decât simple declarații. Pe picior greșit a fost prinsă în special șefa de la finanțe. Germania, Franța, Italia au intrat în declin economic și asta ne va afecta. Un motiv în plus ca să relaxăm fiscal și să încurajăm firmele să angajeze și să... Nu angajează nimeni, doamnă. Și să investească mai mult. Doamnă, am zis că unde spuneați că ați terminat, la Harvard, la Oxford? La Harvard. Rubini, economist de Harvard. Mă așteptam la argumente de genul lui. Doamnă, dacă aș vrea să-mi bat joc de țara asta, aș promulga-o fără să mai întreb nimic. Eu plec. Cât cresc veniturile din scoaterea muncii la negru la suprafață în cazul în care va avea acest efect? Încă lucrăm la estimările acestea. M-aș fi așteptat să veniți astăzi cu o foaie pe care să scrie de aici 1 miliard, de aici 2, de aici încă 1. Și astea sunt cele 5, domnul președinte. Înregistrările de la consultări au fost făcute publice după ce premierul Victor Ponta s-a plâns presei de atitudinea președintelui față de ministrul de finanțe Ioana Petrescu, lucru negat de șeful statului. După aproximativ 20 de minute de discuții, reprezentanții celor două instituții nu au ajuns la nicio înțelegere. Bine, eu n-am înțeles nimic, domnul prim-ministru, ați înțeles mai mult decât mine.